Iubiți frați și surori, și în această după masă, haideți împreună să ne unim inimile și să spunem ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Suntem în această seară aici, binecuvântați de Domnul și îi mulțumim pentru lucrul acesta. Iubiți frați și surori, înaintea noastră stă un cuvânt pe care vrem în această seară să-l folosim pentru învățătura noastră. Scriptura este frumoasă nu doar pentru că spunem noi că este frumoasă. Este frumoasă pentru că are în ea lucruri pe care nicio altă carte nu le are. Și din punctul meu de vedere, a celui care cunoaște Scriptura și studiază Scriptura, predică Scriptura, înțeleg de ce. Pentru că această carte este o carte care n-a fost scrisă de oameni, care n-a fost scrisă de înțelepți, n-a fost scrisă de oameni care, eu știu, au studiat și au înțeles pe parcursul vieții, măcar că găsim astfel de experiențe în această carte frumoasă. Această carte a fost scrisă de Dumnezeu. Și înțelegând lucrul acesta, vreau să înțelegem și să ne repoziționăm vis-a-vis de responsabilitatea pe care o avem de a lua acest cuvânt și a-l împlini. Cartea aceasta din care noi predicăm în această seară și ori de câte ori suntem aici și predicăm, este cartea lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită pentru noi. Este mesajul pe care Dumnezeu în această seară îl are pentru mine și pentru noi toți. Și este foarte interesant că de multe ori ne-am obișnuit cu cuvântul acesta. Vreau în această seară să vă aduc aminte că această carte, această scriptură este de folos pentru noi, spune Pavel. De folos pentru că ne învață, ne îndrumă, ne îndreaptă, ne mustră și ne dă înțelepciune. Învățătura aceasta este foarte diversificată. Însă în acest pasaj, chiar în ultima frază acestui pasaj, spune aici Apostolul Pavel, astfel dar, cine crede că rămâne în picioare, să ia bine seama să nu cadă. Vedeți dumneavoastră, sunt afirmații în Scriptură care ne dau alternative. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl Mijlocitor. Gloria Domnului. Avem posibilitatea să ne mărturisim și Dumnezeu ne iartă. Este un mare har. Ca să ai o posibilitate să schimbi lucrurile. Dar există această afirmație și nu este singură, am să revin asupra celei de-a doua. Este o afirmație, din punctul meu de vedere, radicală. Pentru că nu-ți mai lasă alternativă. Dacă crezi că ești în picioare, să ai bine seama, să nu cazi. Pentru că dacă cazi, atunci este o problemă. Vedeți, Domnul Iisus Hristos spunea în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, o pildă, unde vorbește despre pilda smochinului neroditor. Și după ce vorbește despre, în această pildă, de un om care avea un smochin sădit în vie și căuta rod și nu găsea rod. Și i-a spus grădinarului, uite, nu găsim rod. Și el a spus, lasă că mă mai ocup de el, mă mai ocup anul acesta. Am să mă ocup de el, am să-l sap de jur împrejur, am să-l pui gunoi la rădăcină, am să fac tot ce e posibil. Poate să o ducă rod. Și știți care a fost, dacă vreți, ultima frază acestei pilde, acestui pasaj? Din nou, o afirmație radicală. Și a spus, dacă nu, îl vei tăia. Dragii mei, cuvântul pentru noi trebuie să fie întotdeauna un cuvânt care să îl respectăm și să îl luăm în viața noastră ca ceva foarte important. Amin. Pentru că și în această seară, cuvântul acesta ne învață ceva foarte important, să avem mare grijă, să fim responsabili. Ne ocupăm așa de mult de lucrurile care credem noi că ar fi importante vis-a-vis de viața noastră. Însă cel mai important lucru este mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o. Și prin credința El noi avem. Este haina aceasta a mântuirii pe care Domnul vrea să ne o păstrăm curată,
Și Domnul vrea să ne păstrăm această haină a mântuirii până când ne vom întâlni cu El în Împărăția Lui. Și zic din toată inima, Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Amen. În contextul în care scrie Apostolul Pavel acest pasaj, despre care vreau să ne amintim și să vorbim în această seară, este un context pe care noi îl cunoaștem. Aici se face studiul Bibliei din Cartea Corintenilor și știm istoria acestei biserici foarte, foarte învolburată, cu multe probleme, cu doctrine pe care nu le-au înțeles, despre ce înseamnă Duhul Sfânt, despre lucrurile acestea, despre carisme. N-au înțeles lucrurile care țin de înviere și nu știau, și Pavel a intervenit. Și era o problemă și vis-a-vis de cina Domnului și iarăși Pavel a intervenit. Și foarte interesant că în contextul acestei neînțelegeri, acestei doctrine neînțeleasă sau aplicată greșit, Pavel le dă un exemplu neașteptat, o învățătură neașteptată. Și vorbește aici despre pilda aceasta vechi testamentară a poporului evreu. Pentru mine a fost, atunci când am înțeles acest lucru, a fost foarte, foarte interesant. De ce n-a vorbit Pavel despre altceva? Nu știu. Și n-am cum să vă spun de ce, pentru că n-am cum să vă spun de ce. Dar știu că Pavel a folosit acest argument istoric pentru a-i face pe cei care n-au înțeles ce înseamnă cu adevărat cina Domnului, că este foarte important trăirea pe care noi o avem. Faptul că noi suntem participanți la cina Domnului ne face nu doar oameni care beneficiem de binecuvântarea care vine de aici, ci ne face responsabil pentru că această participare la cina Domnului, spunea Apostolul Pavel, într-un alt context, dar vorbim despre același subiect, nu te pune sub o protecție magică. Nu înseamnă că dacă iei cina Domnului, gata, ai scăpat de toate problemele. Nu, este un lucru bun, este un lucru pe care biserica îl face, noi îl facem, biserica ne îndeamnă la lucrul acesta, dar, dragii mei, cel mai important lucru este viața pe care o trăim. Și atunci Pavel vine și spune, ascultați, părinții noștri despre care noi vorbim, toți au fost în anumite circumstanțe sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Toți au fost binecuvântați, pentru că imaginea pe care o prezintă Pavel aici, în acest pasaj, în Corinteni, 1 Corinteni 10, este imaginea unui popor care este binecuvântat. Un exemplu al privilegiului. Pe poporul evreu a fost un popor privilegiat în multe feluri. Și putem vorbi despre noi, dragii mei, în același fel, poate mai mult decât ei. Suntem atât de privilegiați înaintea lui Dumnezeu, binecuvântați de Dumnezeu. Și poporul acesta spune că în această imagine a oamenilor privilegiați au fost, spune, în primul rând sub nor, adică au fost protejați de Dumnezeu. Trebuie să ne aducem aminte de ce înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu. Pentru că am uitat de multe ori. În lumea aceasta, cred eu personal, că unul dintre lucrurile care face diferența este faptul că Dumnezeu este Cel care ne protejează. Nu face diferența câți bani ai, nu face diferența școlile pe care le ai, măcar și acestea sunt bune, nu vorbesc dintr-un aspect negativ despre lucrurile acestea. Nu face diferența multe lucruri pe care le credem noi că sunt importante. Cel mai important lucru pentru noi este că Dumnezeu ne protejează. În istoria Scripturilor și poate în experiențe noastre am înțeles că cel mai important aliat pe care noi putem să-l avem este Dumnezeu. Și asta a fost pentru poporul evreu. Domnul spune că mergea înaintea lor și călăuzea și protejea. Dumnezeu i-a protejat pe oamenii aceștia. Era un mare privilegiu și noi suntem sub același privilegiu. Continuu și citesc din Scriptură. Apoi spune că au trecut prin mare. Dumnezeu i-a eliberat într-un mod deosebit. A fost o eliberare care a rămas, dacă vreți, iconică în istoria omenirii. A fost ceva care oamenii n-au putut să-și închipuie, pentru că Dumnezeu a fost Cel care a intervenit. Și amenințarea care îi păștea după eliberare a fost de asemenea reală. Dar Domnul a fost Cel care a fost, care a îngrădit viața lor în protecția aceasta și a călăuzit.
și a despicat Marea Roșie și au trecut prin această mare ca pe uscat, pentru că Dumnezeu a fost cu ei. Apoi spune Scriptura că Domnul i-a hrănit, le-a dat apă din stâncă. Domnul a fost cel care a deschis cerul lui și le-a dat mană din cer. Au mâncat hrana îngerilor, spune Scriptura. Pentru că Dumnezeu a fost cel care a binecuvântat și întotdeauna binecuvintează cu protecția lui, cu călăuzirea lui, cu îndurările lui, cu binecuvântările lui copiii lui. Și așa a făcut Dumnezeu cu Israel. I-a binecuvântat cu, cum spuneam, cu apă. Pentru că este foarte interesant. Stânca aceea care, despre care vorbea Pavel, mergea după ei, adică Hristos, Mesia pe care ei îl așteptau, era cu ei acolo. Măcar că ei nu înțelegeau. Asta se întâmplă și în viețile noastre. Și vreau să ne reamintim lucrurile acestea pentru că sunt importante în contextul în care vorbim noi în această seară din acest pasaj. Dragii mei, suntem binecuvântați de Dumnezeu. Avem privilegiul acesta ca Tatăl nostru să fie Dumnezeul cerului și al pământului. Nu orice fel de zeu. Nu orice fel de, închipuire. Tatăl nostru este Dumnezeul cerului și al pământului. Și tot ceea ce suntem noi, tot ceea ce avem noi, tot ceea ce am realizat noi, este pentru că Dumnezeu ne-a păzit și a fost cu noi. Și spunem în această seară, mărit să fie Dumnezeu. Frați și surori, suntem binecuvântați de Domnul. Și suntem privilegiați. Însă imaginea a doua pe care o descoperă în acest pasaj Pavel, după ce vorbește despre aceste binecuvântări, despre privilegiul de a fi copil ai Dumnezeu, vorbește despre imaginea aceasta a păcatului, a călcării de lege. Din păcate, oamenii aceștia n-au trăit în conformitate cu privilegiul pe care l-au avut. N-au trăit în conformitate cu ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei. Și datorită acestei călcări de lege, acestei neascultări, Dumnezeu a adus judecata asupra lor. Citim în versetul 5, recitim versetul acesta. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. De aceea spuneam, există anumite afirmații pe care Biblia le spune, care sunt categorice. Și trebuie să fim foarte atenți la aspectele acestea. Pentru că, din păcate, am început să, să lăsăm lucrurile puțin mai moale, spunem noi românii. Nu vreau să vorbesc despre ce anumite lucruri. Vom vorbi imediat despre care a fost, de fapt, acel lucru pe care l-a făcut. Dar vorbind în viața noastră, trebuie să recunoaștem că așa suntem. Ne-a prins spiritul lumii acesteia. Ne-a prins poate materialismul lumii acesteia sau poate ne-a prins visul Canadei pe care am avut când am plecat din România și am spus, mă, dacă tot am venit în Canada, trebuie să facem ceva. Măcar că vreau să vă spun din experiența care am avut-o în discuție cu oamenii cu care lucrez și sunt mulți de foarte multe naționalități. Toți oamenii au o părere bună despre români, că sunt oameni harnici, oameni care s-au realizat în Canada, oameni care au făcut lucruri frumoase. Și mulțumim Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar, dragii mei, nu pentru aceasta am venit noi în Canada, cel puțin așa cred. Că am venit aici, că suntem binecuvântați. Este harul lui Dumnezeu, că noi rămânem copiii lui. Dar ceea ce este important pentru noi este ca dacă stăm în picioare astăzi, dacă suntem în casa lui Dumnezeu, dacă avem harul să fim aici mântuiți de Dumnezeu, noi trebuie să luăm seama ca să rămânem așa până la capăt. Nu ne putem permite să trăim oricum, că spunem și noi ca și poporul evreu. Dar noi suntem copiii lui Dumnezeu, dar noi suntem mântuiți ai Dumnezeu. Este bine lucrul acesta, dar este foarte important, pentru că experiența aceasta nu s-a întâmplat doar cu poporul evreu. Se poate întâmpla cu oricare dintre noi. Și de aceea este acest mesaj foarte important. Dacă credem că rămânem în picioare, să luăm dar bine seama ca să nu cădem de oboseală. Și spun această seară, Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Amin, amin. Care au fost lucrurile pe care le-au făcut evreii? Care a fost eșecul lor? Că a adus judecata lui Dumnezeu automat peste viața lor. În această seară vreau să vorbesc despre
ofensele care aduc judecata lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, păcatul este răsplătit întotdeauna, sau este, trebuie să-l plătim pentru păcatul nostru. Nu există păcat pe care să nu trebuiască să-l plătim la un moment dat, nu? Nu vorbesc aici despre, eu știu, lucruri doar acestea, dar sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu se uită la ele într-un mod diferit. Și există această acțiune automată pe care Dumnezeu o are vis-a-vis de anumite lucruri. În această seară vreau să vorbesc despre trei lucruri, care cred că, luând din acest pasaj, ele sunt mai multe, dar am luat aceste trei pentru că ele ne pot oferi nouă o lecție și, dacă vreți, un semnal de alarmă. În această seară, Cuvântul Lui Dumnezeu ne vorbește despre ofensele care pot aduce, și nu doar că pot, aduc judecata lui Dumnezeu peste noi. Ne întoarcem la Scriptură, ne întoarcem la acest pasaj și vreau să le citesc versetul 6, unde spune așa: să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Prima ofensă și primul lucru pe care putem să-l facem, care poate să aducă judecata lui Dumnezeu, este a pofti după alte lucruri. Sau este ofensa nemulțumirii. Aș vrea să citesc din Cartea Numerilor, capitolul 11, ca să fie puțin mai explicit acest lucru, și voi citi de la versetul 4 la versetul 6. Cartea Numeri, capitolul 11, versetul 4, în jos, spune așa: adunătorii de oameni care se aflau în mijlocul Israel i-a venit poftă. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveții de pepeni, de praji, de ceapa și de usturoi. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri, și fiți atenți la această afirmație, care chiar a fost o ofensă la adresa lui Dumnezeu: ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Este ofensa nemulțumirii. A te uita după lucrurile care, aici Biblia le numește lucruri rele, pentru că în final aceste lucruri au fost rele, nu pentru că erau rele, nu, nu era rău că au mâncat atunci castraveți sau ce au avut, pentru că asta le dădea evrei. Dar faptul că au pus în cântar lucrurile care le primeau când erau sclavi, cu hrana pe care Dumnezeu le dădea din cer, a fost o mare ofensă la adresa lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, nemulțumirea este o ofensă. Nemulțumirea lor a fost o ofensă. Dumnezeu s-a supărat tare pe ei și Dumnezeu s-a judecat cu ei. Dar întrebăm noi și spunem noi de aici: oare este normal să fii nemulțumit în ciuda minunilor pe care le vezi? Adică să vezi mana lui Dumnezeu care cade din cer, să o iei fără ca să plătești nimic, să o mănânci, să fie ceva special și tu să fii nemulțumit? Să vezi că Dumnezeu face minuni împotriva naturii și tu să fii nemulțumit? Oare este normal să fii nemulțumit în ciuda suficienței pe care Dumnezeu le-a dat-o 40 de ani? Dumnezeu i-a hrănit 40 de ani și n-au trebuit să muncească. Oare este normal să fii nemulțumit? Oare este normal să plângi și să te tânjești și să faci comparație între lucrurile lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ți le dă și lucrurile pe care lumea aceasta ți le oferă? Oare este normal lucrul acesta? Oare nu era normal ca Dumnezeu să fie cel pe care ei să-L înalțe în fiecare zi? Oare nu era visul lor să scape de robia Egiptului? Oare nu era visul lor să meargă într-o țară unde Dumnezeu a spus curge lapte și miere? Nemulțumiți în ciuda visului pe care Dumnezeu îl împlinea în fiecare zi cu ei? Oare nu era normal să fie mulțumiți? Și spunem noi, oare nu era normal ca Dumnezeu să se supere pe ei? Știți de ce, dragii mei? Pentru că nemulțumirea nu ține de ceea ce ți este dat, de ceea ce primești sau de ceea ce ți se face. Mulțumirea nu vine pentru că am primit suficient. Unii care nu primesc suficient sunt nemulțumiți. Și din păcate se vede lucrul acesta în foarte multe aspecte. Dacă spunea fratele Andrei, mi-aduc aminte, spunea: dacă n-ai trecut pe lângă cineva și din greșeală ai făcut
n-ai trecut și ai spus pace sau ceva, imediat deja unii ai mulțumit. Dacă ai făcut o greșeală, ai ieșit din casă și n-ai spus la cineva să rămână sau bai sau la revedere, omul nemulțumit, măcar că lucrul acesta nu e normal, dar totuși ai făcut o greșeală. Mulțumirea nu vine de cât ai primit sau cât ți s-a făcut. Mulțumirea nu ține de lucrul acesta, ci mulțumirea ține de relația pe care o ai cu Dumnezeu. Mulțumirea vine și este expresia relației pe care o ai cu Dumnezeu. Că Dumnezeu îți dă mult sau puțin. Nu trebuie să varieze mulțumirea. Eu sunt mulțumit, Doamne, dar nu atât de mult ca și celălalt, pentru că îl văd pe el care are mai mult ca mine, sau eu știu. Mulțumirea nu vine de cât primești. Mulțumirea vine din relația pe care o ai cu Dumnezeu. Evreii ar fi trebuit să fie mulțumiți și atunci când au trecut prin anumite experiențe negative, în sensul că nu le-au ajuns ceva, n-au avut apă, sigur că au strigat. Dumnezeu le-a dat apă. N-au avut mâncare, Dumnezeu a dat mâncare, dar să fii nemulțumit că Dumnezeu nu ți-a dat ce ai vrut tu și cât ai vrut tu, asta chiar că este o ofensă. În această seară Dumnezeu ne spune să avem mare grijă. Pentru că putem să fim nemulțumiți în atitudinile noastre și lucrul acesta nu dovedește maturitate. Pentru că mulțumirea, dragii mei, ne maturizează. Mulțumirea este, dacă vreți, un exemplu sau o imagine sau derivă din maturitatea noastră spirituală. Mă uit și mă gândesc la părinții noștri care am trăit în România și nu mi-e rușine să spun că n-am fost bogați, că asta e realitatea. Am fost oameni care eu cel puțin n-am avut prima haină sau primul pantalon până când m-am dus la liceu și mi-a cumpărat fratele meu care era mai mare. Eu eram mai mic și tot ce rămânea de la ei trebuia să port eu. Acum, dacă mă îmbrac mai elegant, să știți de ce. Dar înțelegeți? Am înțeles și mă gândeam la ei. Cum ei au fost mulțumiți tot timpul? Cum ei au cântat lui Dumnezeu? Cum ei au fost oameni care au spus, Doamne, îți mulțumim și pentru pâinea aceasta care nu este de astăzi, este de, eu știu, 3-4 zile. Pentru că, repet, mulțumirea este expresia relației pe care o ai cu Dumnezeu. Și asta face să fii un om matur, printre altele. Dați-mi voie să citesc un verset din cuvintele pe care le spune Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 6, versetul 19, la versetul 21. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură oții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima noastră. Dragii mei, dacă inima noastră este ancorată în Dumnezeu, întrebarea mea este, de ce ar trebui să fim nemulțumiți? De ce ar trebui? Pentru că noi știm că pământul acesta nu este locul pe care Dumnezeu l-a ales ca să ne petrecem veșnicia. Îl lăsăm la martori cu toate bisericile pe care le construim și cu toate școlile. Când va veni Domnul, oricum mai avem nevoie de ele, să le folosească ei. Domnul ne duce în cer. Ăla e locul unde ne pregătește pentru noi. Și atunci, mulțumirea vine nu din cât avem, ci din relația pe care avem cu Dumnezeu. Și mulțumirea aceasta ne face să fim generoși. Ne face să fim generoși. Cu cât ai mai mult, dai mai mult. Cu cât ai mai puțin, dai cât ai, dar tot dai. Și noi vorbim despre femeia aceea care avea 2 bănuși și Domnul s-a uitat la ea și a spus, știți? Ea a dat mai mult decât voi toți. Pentru că mulțumirea te face generos. Te face să dai. Auziți ce spune Pavel? 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 13. Spune versetul 13 în jos. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți cu aveți față de Evanghelia lui Hristos și prin dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de voi toți. Și citesc mai departe. Și face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Pentru că mulțumirea nu doar te arată cât ești de matur, ci te face să fii generos. Nemulțumirea este o mare problemă și este o mare ofensă la adresa lui Dumnezeu. Nu știu de ce,
Domnul, această seară trebuie să vorbim despre lucrul acesta. Poate că vă gândiți, așa a vrut fratele Daniel. Probabil. Dar eu cred că întotdeauna Dumnezeu are o lecție pentru noi. Și acum, sau poate peste o săptămână, sau peste o lună, oricum Dumnezeu, când vrea să ne spună ceva, El folosește Evanghelia ca să ne învețe. În această dupămasă vreau să dorim din toată inima să ne dea Dumnezeu o inimă mulțumitoare. Nu spuneți că nu suntem nemulțumiți. Că mă uit la mine și ne uităm unii la alții și cunoaștem anumite aspecte și chiar dacă n-am cunoaște, Domnul ne știe pe toți. Dar mă rog în această seară Domnul să ne dea o inimă mulțumitoare. Ca să dovedim încă o dată că noi îl iubim pe Dumnezeu nu pentru ceea ce ne dă, ci ceea ce este El pentru noi. Și lucrul acesta să ne facă oameni care să simțim unii pentru alții. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un al doilea lucru, a doua ofensă care l-a supărat tare pe Dumnezeu a fost ofensa idolatriei. Oamenii aceștia au devenit idolatri. Oamenii aceștia au devenit oameni care aveau un Dumnezeu care s-a arătat față de ei prin minuni. Și ei și-a făcut un alt Dumnezeu. Citim în acest pasaj unde spune să nu fiți închinători la idol. Este al doilea lucru pe care Pavel spune. Ca unii dintre ei care, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și apoi s-au sculat ca să joace. Știți istoria pe care o găsim în Exod, capitolul 32, nu vreau să o citesc, dar puteți să o citiți acasă, de la versetul 1 în jos, unde Moise era pe munte ca să primească legea, Aron era împreună cu poporul și a spus, o, Moise nu mai este, știți ceva, noi ne facem un Dumnezeu, cu care că toată lumea are așa. Facem un Dumnezeu pe care să punem în mijlocul nostru și așa mai departe. Și și-a făcut un idol. Și Domnul s-a supărat așa de tare. Și a judecat. Și întrebarea este, dar de ce vorbim noi despre idolatrie? Că noi nu avem idoli. Nu ne închinăm. Noi nu avem chipuri pe pereți. Noi nu avem, eu știu, altfel de Dumnezei. De ce vorbim noi despre lucrul acesta? Vreau să spun că sunt lecții vechi pentru vremurile de astăzi. Pentru că dacă noi nu avem zei pe pereți, noi putem să devenim zeii noștri. Noi putem să ne îndumnezeim, este o expresie care o folosește Biserica Ortodoxă. Îndumnezeirea ființei noastre este o închinare la idoli. Pentru că atunci când punem mai mare preț pe noi decât pe Dumnezeu, este o închinare la idol, este o îndumnezeire a noastră. Întrebarea este, ce este mai de preț pentru tine în viața aceasta? Și lucrul acela care este cel mai de preț este Dumnezeu sau idolul la care te închini? Noi spunem, la noi nu este valabil, ba da, este valabil. Pentru că în momentul în care ajungem să punem un obiect mai sus decât orice, știți că oamenii iubesc o mașină mai mult decât pe orice și decât pe nevasta lui. Sau o barcă de pescuit. Sau eu știu altceva, un hobby sau orice altceva. Ei, dragii mei, asta înseamnă închinare la idoli. Și nu spuneți că nu e așa, pentru că știm lucrul acesta. Atunci când pui un preț sau este mai important un lucru decât Dumnezeu, este o închinare la idoli. Și lucrul acesta îl ofensează pe Dumnezeu pentru că revin. De ce ne-am cumpărat noi barca aia? Pentru că Dumnezeu ne-a dat sănătate să muncim. Nu-i meritul nostru când ne-am cumpărat barcă. E meritul Dumnezeu când ne-a dat sănătate. Alții nu au avut sănătate, alții nu au avut posibilitate, alții nu au avut job, alții nu au avut, eu știu, altceva. De ce ne-am cumpărat noi o mașină? Pentru că avem, frate, avem bani. Dar de unde vin banii ăia? Pentru că am muncit. Și cum ai putut să muncești? Pentru că Dumnezeu ți-a dat sănătate. Pentru că, în definitiv, punând lucrurile așa în spate, toate lucrurile vin din faptul că Dumnezeu ne binecuvintează. Amin. Și atunci întrebarea normală este, cum putem noi să iubim un obiect mai mult decât pe Dumnezeu? Cum putem noi să iubim un lucru sau o persoană sau orice vreți dumneavoastră mai mult decât pe Dumnezeu? Că dacă facem lucrul acesta, atunci noi avem o problemă, îl ofensăm pe Dumnezeu. Și idol,
sau închinarea aceasta la idol nu se face atât dintr-o dată, ci treptat. Îți dorești ceva, obții ceva și apoi stai lângă lucrul acela și atât îl speri și atât îl curești și atât sau casa aia pentru care muncești așa de mult și cu care vrei să te lauzi când cineva vine și spune vreau să te invit la mine. Mi-aduc aminte, fac o paranteză aici, sigur, iertați-mi îndrăzneala pe care o spun, dar mi se părut așa foarte, foarte relevantă lucrul acesta. Când am fost în România penultima dată, ultima dată a fost când a murit taică-miu și doar am fost pentru o perioadă scurtă, dar când am fost în România și m-am dus undeva într-o calitate, cineva m-a invitat la el. Și am apreciat invitația și acum apreciez. Dar felul în care mi-a arătat lucrurile, mi-am dat seama că motivația n-a fost doar ca să o cheme la un barbecue sau la ceva. Și a început să mă ducă prin toate camerele. Să spună, uite, asta e acolo, asta e aia, asta e aia. Și am zis, frate, mulțumesc, Domnul te-a binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, dacă noi punem un preț mai mare pe ceva decât pe Dumnezeu, oare cu ce ar trebui să noi să ne lăudăm? Cu casă, cu mașină, cu ce avem noi în Canada? Sau cu Dumnezeu care ne-a dat toate aceste lucruri? Noi credem că, asta, frate, nu e așa de grav. Că așa au spus și evrei. Nu e așa de grav. Și totuși Biblia spune că este mare problemă. Dumnezeu se simte ofensat. Atunci când noi avem o relație cu Dumnezeu în care recunoaștem că toate lucrurile nu înseamnă că este greșit să-i arăți la cineva că ți-ai cumpărat o mașină sau o casă sau ceva. Dar dacă lucrul acela este mai important decât orice altceva în lumea aceasta, chiar decât Dumnezeu, vreau să spun această seară că este o ofensă la adresa lui Dumnezeu, este o închinare la idol și Dumnezeu se supără foarte tare pe noi. De aceea, al doilea gând și a doua rugăciune pe care o am în această seară pentru noi este, Doamne, ajută-ne să rămânem întotdeauna doar credincioși Ție, recunoscând că Tu ești Cel care meriți toată atenția noastră, toată dragostea noastră și El rămâne cel mai important lucru pentru noi. Și atunci, Dumnezeu va continua să ne binecuvinteze. Că cum spuneam, Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Și spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Deci a fost prima dată această ofensă pe care a avut-o evreii a nemulțumirii. Și apoi a fost o ofensă a idolatriei, adică au avut idolul lor. Există o a treia ofensă pe care în această seară vreau să o amintesc și despre care vreau să vorbesc. Este vorba despre ofensa ispitirii. Nu faptul că noi suntem ispitiți, ci faptul că oamenii aceștia au căzut la examenul încredere și l-au ispitit pe Dumnezeu. Ispita, cârtirea, aș fi putut să fac două, dacă vreți, diviziuni separate, da? Dar am făcut doar una pentru că cred că cea mai practică pentru noi și care o găsim poate mai des este aceasta a ispiti pe Dumnezeu. Când noi de multe ori ajungem într-o situație și spune acest pasaj că oamenii aceștia au căzut în acest examen al încrederii și spune să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii dintre ei care au pierit prin șerpi, spune că atunci când au plecat de la muntele Hor spre Marea Roșie, au început să strige la Dumnezeu și spune, Doamne, ne-ai scos din țara Egiptului, cum spuneam. Acolo aveam castraveți, acolo aveam praz, acolo aveam de toate și aici nu avem nimic. Înainte, Dumnezeu a trecut prin Marea Roșie. Și înainte de aia, Dumnezeu i-a scos din Egipt. Erau niște oameni care n-aveau măcar nici măcar o sabie. Nici măcar o armă cu care să se apere. Au văzut minunile în Egipt, 10 urgii. Toate aceste lucruri le-au văzut ei cu ochii lor. Și au ajuns doar la o mică, spun eu, neînțelegere. N-aveau să mănânce. Pentru că Dumnezeu a testat acolo. Era un examen al încrederii în Dumnezeu. Și au început să vorbească împotriva lui Dumnezeu, spune Cartea Numerilor, capitolul 21 și versetul 6. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și a vorbit împotriva, versetul 4 începând, și a început să vorbească împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Noi spunem, noi suntem credincioși.
Vreau să fac o afirmație care probabil va fi șocantă. Dar m-am gândit la ea dacă e valabilă și cred că e valabilă și am să o spun. De câte ori noi ne plângem înaintea lui Dumnezeu, noi suntem niște atei. De câte ori noi îl ispitim pe Dumnezeu prin faptul că noi ne plângem de situația pe care o avem, îi facem reproș lui Dumnezeu, noi suntem niște atei. Pentru că ateu înseamnă cineva care nu crede în Dumnezeu și în puterea Lui. Ori dacă noi suntem oameni care credem, dacă noi credem că Dumnezeul nostru este Dumnezeul Universului și credem lucrul acesta, nu? Adică nu doar vorbim despre... Noi credem lucrul acesta. În momentul în care noi nu reușim la examenul încrederii și ne plângem și aducem lui Dumnezeu reproș, noi suntem ca și atei. Pentru că asta înseamnă ateu. Un ateu este cel care nu crede cu adevărat. Atunci când murmurăm înaintea lui Dumnezeu, noi de fapt, spunea cineva și copiez această remarcă, noi dărâmăm altarul rugăciunii. Când noi nu-L credem pe Dumnezeu, noi dărâmăm altarul rugăciunii. Spune, Doamne, dar Tu nu poți să faci. Dar pentru ce ne-a lăsat Dumnezeu rugăciunea? Pentru ce a lăsat Dumnezeu această armă cu care să luptăm rugăciunea? Dar noi suntem nemulțumiți, cârtim, murmurăm și ispitim pe Dumnezeu. Și spunea acel om, noi dărâmăm altarul rugăciunii și spunem, nu mai avem nevoie de rugăciune, că oricum Dumnezeu nu poate să facă lucrul acesta. Nu vi se pare că seamănă cu un ateu? Atunci când noi adoptăm un ton de reproș înainte de Dumnezeu, noi nu facem altceva decât să ne uităm la Dumnezeu și să-L facem pe Dumnezeu ineficient sau incapabil. Dragii mei, asta este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Îl ispitim pe Dumnezeu. Noi nu suntem în lumea aceasta ca să trăim ca și în cer. Noi cântăm cântări care vorbesc despre greutățile lumii acesteia. Și noi știm că în lumea aceasta avem greutăți. Noi știm că în lumea aceasta lucrurile nu sunt cum vrem noi. Am vrea să le facem, dar nu sunt. Și înțelegem că în cer pe flori nu poți să fii dus. Dar atunci, de ce suntem oameni care nu mai credem în puterea lui Dumnezeu? De ce suntem oameni care nu ne mai putem ruga pentru că oricum Dumnezeu ne ascultă? Dumnezeu ascultă. E adevărat că nu când vrem noi. Poate să treacă o zi, poate să treacă o lună, poate să treacă un an, poate să treacă 10 ani, poate să treacă 20 de ani, dar oricum Dumnezeu răspunde la rugăciune. Pentru că Dumnezeu este atotputernic, dragii mei. Și în momentul în care noi vorbim împotriva lui Dumnezeu, sigur că nu îl blestemăm pe Dumnezeu, că n-am ajuns în felul acesta, dar murmurăm, avem reproși. Ne considerăm oameni pe care Dumnezeu nu-i mai iubește, nu-i mai ascultă. Lucrul acesta este o ofensă și Dumnezeu s-a supărat așa de tare pe ei. Adică cum? Oricum ei, poporul evreu, nu aveau altceva. Nu aveau alt sprijin. Nu aveau la cine să meargă, nu aveau pe cine să roage, nu aveau ce să facă decât doar la Dumnezeu. Și totuși, după ce Dumnezeu a făcut așa de multe minuni, oamenii aceștia au vorbit împotriva lui Dumnezeu. Și în această seară Dumnezeu ne spune exact același lucru. Dacă noi credem că rămânem în picioare și spunem că suntem, noi nu suntem acolo, Dumnezeu spune să fim foarte atenți. Știți, vremurile acestea pe care le trăim noi de încercare. Încercările sunt diferite și încercările vin oricum. Peste oameni întotdeauna vin încercări. Diferite forme, diferite, valențe, dar oricum vin. În vremurile acestea Dumnezeu ne testează încrederea în El. Nu ne testează sau nu ne spune, eu oricum nu te mai iubesc, nu mai am nicio treabă cu tine, te-am lăsat, Dumnezeu te-a uitat, Dumnezeu nu te mai vrea, Dumnezeu... Astea sunt doar gândurile pe care diavolul le pune noi. Dumnezeu testează încrederea noastră în El. Și noi trebuie să învățăm să așteptăm. Și am mai spus lucrul acesta, dar nu vreau să insist asupra lui. Să așteptăm în răbdare și în ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu își împlinește făgăduința. Și Dumnezeu își împlinește, de fapt, caracterul pe care are de Dumnezeu atotputernic. Și de aceea, un alt lucru pe care am vrut în această seară să îl amintim este acest mare, dacă vreți, păcat pe care putem să-l facem. A nu ne mai încrede în Dumnezeu și să-L ispitim pe Dumnezeu.
să începem să ne plângem. Pentru că oricum, lucrul acesta este foarte... N-am vorbit despre pedepsele pe care le-a dat Dumnezeu, pentru că nu aceasta era ideea și oricum nu prea am avut timp, dar când vorbim despre pedeapsa pentru această ispitire pe care a avut-o la adresa lui Dumnezeu când i-au adus cuvinte, nu? S-au certat cu Dumnezeu, spune că ispitirea a fost că Dumnezeu a trimis niște șerpi înfocați care au început să-i muște și au începeau să moară pe capete. Și cineva spunea, și iarăși vreau să citez, nu credeți că sunt așa de înțelept ca să spuneți, oh, Dan, fratele Dan, are mă niște idei acolo. Le-am citit și eu, dar vreau să vă spun. Spunea ceva că fiecare plângere pe care noi avem înainte de Dumnezeu, de fapt, aduce un șarpe care ne mușcă și ne înveninează. Fiecare plângere este pedepsită așa cum a fost pedepsită pentru poporul evreu. Pentru că plângerea aceasta nu ne rezolvă problema. Dacă te plângi la Dumnezeu că nu ești răbdător, îți rezolvă problema? Te face mai fericit? Îți aduce liniște în suflet? Îți face ca lucrurile să fie așa dintr-o dată, eu știu, o stare de fericire? Nu! Plângerea aceasta, reproșul acesta și ispitirea aceasta nu face altceva decât să te muște exact cum i-a mușcat pe evrei șerpii aceia înfocați. De aceea este o mare problemă. Lucrurile acestea pe care le-am spus aici nu se văd în afară. Nu umbli cu ele pe spatele haine ca să le vadă toți că ești nemulțumit. Nu scrie pe spatele meu sau eu știu undeva pe fruntea mea că sunt nemulțumit. Nu știe că sunt un om care cârtesc. Nu știe că sunt un om care, eu știu, nu mai am credință în Dumnezeu. Nu știe. Sunt lucrurile adânci de aici în inimă. Dumnezeu ne le cunoaște și ne spune, nu aduceți astfel de ofensele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă să ne analizăm viața noastră și aceasta este concluzia pe care vreau să fac. Trebuie să fim foarte atenți cum ne tratăm viața noastră. Trebuie să fim foarte atenți cum trăim în relația noastră cu Dumnezeu. Trebuie să încercăm să vedem relația noastră cu Dumnezeu întotdeauna primordială. Rămâne Dumnezeu Tatăl nostru pentru totdeauna. Rămâne Dumnezeu Cel care ne binecuvintează pentru că ne iubește. Rămâne Dumnezeu care poate toate lucrurile. Și astea sunt lucrurile care trebuie să le experimentăm și să le trăim în viața noastră. Și trebuie să fim foarte atenți. Pentru că, cum spuneam, Dumnezeu ne cunoaște, Dumnezeu ne știe. Și la sfârșit, Dumnezeu va fi Cel care va judeca. Poate că judecata va veni ca și peste poporul evreu, right away, cum spunem noi, sau mai târziu. Dar oricum, este o mare problemă când îl ofensăm pe Dumnezeu. Și aceste ofense aduc judecata lui Dumnezeu peste noi. În această seară, Dumnezeu ne sfătuiește și ne spune, noi trebuie să rămânem credincioși înaintea Lui. Dumnezeu este Cel care ne cheamă să păzim viața noastră de astfel de lucruri. Dumnezeu ne cheamă să veghem asupra vieții noastre și să trăim în viața aceasta cât se poate de aproape de Dumnezeu. Pentru că asta sau acesta este lucrul cel mai important pentru noi. Să fim oameni care să-L iubim pe Dumnezeu în fiecare zi. Și, dragii mei, binecuvântarea ne-o dă Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne dator. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care se pară rău să ne dea nouă binecuvântarea. Dumnezeu este Cel care întotdeauna este Cel care lucrează în viața noastră. Și pentru aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu și rămânem recunoscători. Dar ideea în această seară este, nu putem să avem anumite lucruri pe care să-L ofenseze pe Dumnezeu în viața noastră, putând aduce asupra vieții noastre efecte catastrofale. Și dacă tot am vorbit despre pilda aceea a smochinului neroditor, vedeți, toate aceste efecte, toate aceste păcate, nu doar că îl ofensează pe Dumnezeu, aceste ofense, de fapt, afectează relația noastră spirituală, afectează viața noastră de slujire, viața noastră de credință, viața noastră de trăire, afectează viața noastră spirituală. Ele au un dublu efect. Ele pot ca să afecteze viața noastră atât de mult încât să ajungem niște oameni care în noi să vedem acea distanțare față de Dumnezeu. Vă rog în această seară Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze și să ne ajute ca împreună să ne putem sfătui unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, dar în mod special să ne păstrăm curată relația cu Dumnezeu, rămânând credincioși,
ascultători și rămânând niște oameni care să slujim pe Dumnezeu și Dumnezeu întotdeauna ne va binecuvânta viața noastră și mărim pe Dumnezeu pentru lucrul acesta și îi mulțumim pentru harul pe care ne-l dă. Amin.